am fost pentru prima oară în Costco. Acest Costco este un fel de metro Selgros, cum este în România, dar este de la americani. Și au multe, multe produse de la americane și, mă rog, sunt și ce mai găsești pe aici, prin Marea Britanie. Pe mine mă interesează să văd astfel de vloguri, hauluri alimentare și așa mai departe. Sunt curioasă ce cumpără lumea și cu ocazia să mă mai inspir și eu de la alții, așa că poate vă inspir și eu cu acest clip pe voi. Fiind prima oară în acest magazin, am fost destul de acaparat de tot ce este în jur, pentru că este imens. Deci este imens acest magazin și este plin cu de toate. Tot ce vrei și ce nu vrei, de la haine, la parfumuri, bijuterii, electrocasnice, jucării și nu mai zic lucruri de mâncare și nu numai. Da. Am cheltuit 330 de lire. Dacă stăm să calculăm totul, este mult mai ieftin ca în magazinele normale, ca să zic așa. Mai cumpărat și din alte magazine și știu care sunt prețurile, așa că le-am comparat cât de cât și mi-am dat seama că da, sunt mult mai ieftine. Dar na, se merită să mergi o dată la câteva luni și se merită pentru familii mai mari și se merită și dacă ai unde să le depozitezi. Pentru că dacă mergem o dată la două luni și am cumpărat cât pentru două luni, nu prea am avea unde să le depozităm. Sunt tare curioasă unde o să le pune pe toate astea acum. O să vedem. Oricum, trebuie să mă mișc destul de repede pentru că multe sunt de la congelator, sunt din frigider, așa că o să încep cu acelea ca să le bag imediat la rece. Am cumpărat și noi așa, nu știu ce ne-a fost poftă, ce am crezut de cuvinte. Unele lucruri aveam nevoie, altele nu. Cred că o să ne facem și noi card, pentru că am fost acum cu Andreea și prietenii care au amândoi câte un card. Haideți să începem, să nu mai lungesc. Am să încep cu astea care sunt pentru congelator. Și uite ce sunt astea. Eu nu mănânc așa ceva, nu eu le-am luat. Avem alt mâncător de fructe de mare prin casă, eu nu. Sunt creveți, ce să știu. Și aici, bucățele din acelea de pui în, ca un fel de șnițel, file de pui și chestiile astea. Acestea le-am ales eu când le-am văzut, mi s-a făcut poftă. Când fac pe fugă câte ceva, chiar nu am chef, îmi place să pun șnițelele acestea semi-preparate, să le pun la air fryer și este demențial cu sosul de sweet chili. Este genial. Și mai am aici atâta mai cutia de brânză feta. Îmi place la nebunie brânza feta, este absolut delicioasă, eu o ador. Îmi place brânza sărată în general. Și când am văzut această cutioaie, am zis, sar pe ea. Apoi mai avem aici doi castraveți. Și aici mai este un pachet din ăsta de crânați cabanos. Aștia mi se pare foarte bun, nu știu dacă neapărat aceștia, că ne-am încercat niciodată, dar crânații aceștia îmi plac pe grătar. Sunt super buni. Mai avem așa una bucată pungă mare de mozzarella. Micuța este nevoită după mozzarella și îmi place și mie să mănânc. Momentan le-am pus în frigider, claie peste grămadă, dar trebuie să fac curat pentru că nu o să încapă și restul, pentru că mai am de bagat în frigider. Și anume, mi-am luat aceste dulciuri. Sunt acești macarons. 36, arată delicios. Mi-a zis Andreea că i-a încercat și i-a plăcut foarte mult. Am mai auzit și din alte părți că sunt super gustoși. Așa că, da, sunt tare curioasă de ei. Nu am să-i desfac acum, pentru că dacă îi desfac acum, o să-i mănânc pe toți până mâine dimineață. Da, și ăștia trebuie să stea la frigider, neapărat. O să ziceți că suntem nebuni. Familie de 3 cu, cât sunt aici? 12, mâncăm destul de des, ne plac. La micul dejun și micuța mănâncă. E prima oară când luăm, să vedem dacă într-adevăr reușim să-i mâncăm pe toți până se usuce, dar chiar dacă se usucă, poți să-i bagi un pic la cuptor și tot mai sunt buni. Îmi place să mănânc cu gem sau cu mai nou cu cremă de alune de pădure, care este genială. 12 croissanți, aceasta a fost pofta mea și pofta ticălosului a fost aceasta. Nu știu cum o să le mâncăm pe toate, o să le împărțim cu prietenii, vă dați seama, pentru că sunt foarte multe aici. Tot 12, o să numesc astea, da, astea de patiserie, cu vanilie, cu gem. Am mai luat ăsta de fairy, ăsta îl folosim de când s-a născut micuța, îmi place la nebunie și am găsit cea mai mare cutie pe care am văzut-o până acum, 120 de spălări. Mai avem aici parmezan ras. Mâncăm destul de des paste, ne plac pastele, așa că parmezanul nu lipsește. Avem aici un Nurofen și un Calpol, chiar dacă am mai luat de curând,
E bine tot timpul să avem în casă, nu se știe niciodată cine are nevoie, cum are nevoie și așa mai departe. Și plus că le-am găsit la un preț super bun, mult, mult mai ieftin, mai ales că Nurofenul s-a făcut cam 5 lire în majoritatea locurilor. Ah, și sudocremul. Sudocremul care la noi nu lipsește niciodată, am luat în variantă mare, esență pură de vanilie, folosim la prăjituri, la orez cu lapte, la multe lucruri, așa că este binevenit. Laptele meu favorit, mă rog, nu-l aveau pe cel grill, cumpăr eu de regulă, sau dacă nu, cumpăr de la Alpro cel de ovăz, dar nu l-am găsit. Nu am găsit de la Alpro decât lapte de cocos și de migdale, dar acela nu mă nebunesc foarte mult și l-am luat pe acesta. Am mai luat două sticle din astea de suc de lămâie și zice că este 99,96% suc de lămâie. Acum să vedem dacă o fi bun. În general, ține multe lămâi în casă și le folosim la multe lucruri. Ne place și supa de pui la grec foarte mult și consumăm multe lămâi pentru acea supă, limonadă și mie plac, în general îmi plac lucrurile acre, așa că hai să încercăm, să vedem. Portocale, pentru că este sezonul și ne plac portocalele mult, îmi place să storc portocale, să bem suc de portocale proaspăt. Și îmi place să le mănânc și așa, pur și simplu, așa că astea o să se consume imediat. Aceste două pungi sunt pentru Emma și pentru Tibi. M-au rugat să le iau chipsuri din ciuperci. Mie nu plac ciupercile deloc, dar lor le plac super mult și auzi că sunt înnebuniți după aceste chipsuri și dacă mergem să le luăm și lor, așa că le-am luat două pungi. Avem aici patrunjel, parcă este, și foi de dafin, pentru că vine Crăciunul și o să avem nevoie la sarmale, varză și mai știu ce alte chestii. Așa că am luat să fie. A, și s-a mai luat aici piper negru întreg. Astea nu cred că le trebuie o explicație. Sunt biscuiți cu Nutella. Suntem niște oameni foarte pofticioși. N-aveți ce să faci. Cafea. Asta este cafeaua pe care o folos. Asta este cafeaua pe care o bem de când avem acel aparat de cafea cu boabe. Ideea este că de când cu scumpirile, această cafea în magazine, în general, s-a făcut cam 15-16 lire, chiar și 17 am văzut la Morrison, dar aici am luat-o cu 9 lire și ceva și am văzut că și pe Amazon au câte oferte, dar tot sub 10 lire nu scade. Este 12-13 lire punga. Când am văzut-o la 9 lire, am zis, hai, vino cu noi. Aici o ladă plină cu roșii. La noi în casă se mănâncă multe roșii, mai puțin eu. Dar celelalți doi din casă, micuța și ticălosul, mănâncă multe roșii. Așa că nici această ladă nu o să reziste prea mult timp. Și mai am aici un box de apă minerală, dar din păcate era cam bătaie la apă. Și asta a fost singura apă minerală pe care am găsit-o. Am vrut neapărat să iau apă minerală în seara aceasta, pentru că mi se poftă, îmi place să beau apă minerală. Sunt tentată câteodată să beau suc și ca să-mi potoiesc pofta, beau apă minerală. Dar problema este că nu-mi place când sunt sticlele acelea mici, mă scot din sărit. În primul rând că este atât de mult plastic, sunt tentată să îmi iau un aparat din acela de făcut sifon. Cred că o să fie practic, mai ales că bem multă apă minerală, cred că o să își merite banii, dar momentan asta este ce am găsit. Și 3 boxuri de Pampers și 2 pentru noi și unul este pentru niște prieteni, așa că Pampers au fost super ok la preț. 19 lire un box din acesta și noi pe Amazon dăm cam 25 pentru un astfel de box. Cam asta este. Vai de capul meu ce am făcut aici. Cam asta este cu acest clip. Este mai pe repede înainte, dacă o să vă intereseze foarte mult sau nu. V-am zis, mie îmi place să urmăresc astfel de clipuri. Sunt tare curioasă ce își cumpără lumea. Așa că dacă o să vă placă acest clip, spuneți-mi să mai fac și cu altă ocazie. Cam asta este. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like, vă aștept cu mare drag și pe Instagram și cu asta pentru astăzi, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!